Ar fi putut să încerce la gura râului, unde casa familiei Manta era vestită încă din vremea lui Coșbuc și poate lui Eminescu pentru marile personalități pe care le-a găzduit. Dar nu i-a plăcut să stea totuși într-un sat. Păltenișul cu multele lui vile din lemn arăta ca un sat fără țărani. Practic, după câteva zeci de ani, din păcate, se ștersese amintirea celor care construiseră vilele. Eu, din păcate, nu știam pe cine primez, nu știam cine este ce om mare, deosebit, dar am rămas impresionat de modestia. Să nu credem că împingea precarietatea atât de departe încât să spună nu am nevoie de o masă, ci explicația este că făcând închisoare s-a ales cu niște cicatrici atât de serioase încât nu putea să mai stea pe ceva tare. Era o personalitate extraordinar de amabilă, extraordinar de politicoasă. Este fascinant ca astăzi, după 30 de ani, să vezi că toți cei care l-au cunoscut, dar absolut toți, nu îi spun nici Noica, nici profesorul Noica, nici Constantin Noica, toți îi spun domnul Noica. Oriunde este iubire, era dragostea între oameni și dragostea către copil, până la dragostea către un gând și către un sens, peste tot este și ființă. Când iubești, nu te întrebi ce este pe lume.